Scump la vedere, doar câteva zile în luna mai, delicat, magnet pentru turiștii din țară sau din străinătate atunci când vorbim de rezervații, Bujorul candidează acum la titlul de floare națională. Avem 5 specii spontane de bujor în rezervații de o frumusețe rară. Pe lângă aceste 5 specii, mai avem alte 3 specii cultivate cu foarte multe soiuri și varietăți. Este prezent bujorul în tot ce înseamnă tradiții populare. Ideea de a declara bujorul floare națională aparține profesorilor de la Facultatea de Horticultură din București. Pentru susținerea unui proiect de lege în acest sens, e nevoie de cât mai multe semnături ale petiției inițiate. Bujorul este o specie care se regăsește peste tot în cuprinsul țării noastre și n-am întâlnit eu personal pe nimeni să spună că nu iubește și nu-i place bujorul. De ce să nu ne reprezintă o astfel de floare și de ce să nu semnăm petiția și să mergem mai departe în acest demers frumos? Indiferent că vorbim de rezervații din Banat, Transilvania, Dobrogea sau din județele Teleorman ori Giurgiu, toate atrag mii de admiratori. În acest peisaj minunat, unii se pierd și pierd inclusiv respectul față de flori. Ele sunt protejate prin lege, dar încă se mai întâmplă lucruri neplăcute cu ocazia festivalurilor. Ori mă gândesc că fiind floare națională, o legislație mai aspră ar diminua cu mult din aceste lucruri neplăcute. Ține de mândria națională, de identitatea națională, adică nu este un moft. În lume sunt foarte multe țări care au o floare națională. Laleaua este un simbol pentru Olanda, pentru Ungaria și pentru Turcia. Crizantema pentru familia imperială a Japoniei, iar trandafirul pentru Statele Unite ale Americii, pentru Bulgaria și pentru Marea Britanie. 100.000 de români poartă numele acestei flori, la fel ca multe localități din țară. Bujorul este în topul vânzărilor, la mare căutare, inclusiv pe bursele de flori. Petiția poate fi semnată pe site-ul petițieonline.com. Până acum, aproape 5.000 de persoane au semnat inițiativa.